Simplu spus, m-a dat afară. Azi stăteam în casă și mi-am adus aminte. Bă, stai, azi e ziua, trebuie să dau bani de chirie. Dar care bani? Că eu n-aveam bani. Mi s-a stricat telefonul și n-aveam bani nici telefon. Mă veneam, bă, ce să fac, ce să fac, ce să fac, că o să vrea mulți bani. Poate vând telefonul. Nu, nu o să-l cumpere nimeni, că nici nu funcționează. Am murit bateria și nu se mai încarcă. Să vând acest computator? Nu, e doar o machetă cu un computator. Poate chestia asta vele... Nu. Ce să fac, ce să fac? Dar între timp... Așa. Și are băs. Așa. Deci, dă bani. Pentru că azi e ziua chirii și dacă nu dai banii, nici nu te mai las alte zile, pentru că dacă nu dai banii, te dau afară. Deci dacă nu mi dai, te-am dat afară. Am încercat să negociez. Hai băi, poate mă mai las o zi, două, momentan am bani, mi s-a stricat telefonul, adică... Deci nu ai bani. Perfect, poți să-ți iei lucrurile și să pleci. Să încui casa și să lași cheia aici. Oricum era foarte ieftină chiria și aia e, eu am plecat. Nu știam ce să fac, mă gândeam ce pot să fac, dar... Băi, n-am ce face, hai. Mi-am luat telefonul stricat care nu se încărca și nu mai pornea. M-am uitat o zi, da, așa. Am luat... Ce vrea să fie chestia asta și încărcătorul, pentru că să fie. Am încercat să ies și cu greu am ieșit. Am ieșit. Bă, dar stai, ia-mă să pun asta înapoi acolo, pentru că, practic, cheia practic e la mine, da? Eu pot să mă reîntorc mai târziu, să-mi cui casa. Cheia nu o să o las. Așa, să oprim lumina, că se consumă bateriile. Durasia. Așa. Cum se încuia, mă, casa? Așa, mă. Am încuiat casa. Am plecat de aici, mă reîntorc mai târziu.